Cei doi participau la maratonul Piatra Craiului. Femeia ar fi alunecat într-o zonă greu accesibilă și s-a prăbușit în prăpastie adâncă de 70 de metri. Un bărbat a încercat să o salveze, dar a căzut și el în gol. În scurt timp, salvatorii au pornit în căutarea lor. S-a produs coborârea din șaua funduri pe zona de concurs, de maraton. Încercăm o intrare cu elicopterul în zona respectivă. Din cauza vremii nefavorabile, elicopterul nu a putut ateriza în zonă. În momentul în care au ajuns salvamontiștii la ea, femeia era în stop cardiorespirator, iar eforturile de a o resuscita au fost fără rezultat. Bărbatul era conștient, însă cu fracturi grave la ambele picioare și posibile leziuni la coloană. În timp ce era transportat spre ambulanță, starea lui s-a agravat și a fost declarat decedat. E vorba de doi concurenți care au căzut din traseu într-un pasaj care este destul de dificil. Stânca a fost udă, probabil momentul în care a trecut pe acolo în viteză, cum au tratat traseul, n-a fost favorabil pentru ei. Concurenții spun că locul unde s-a produs tragedia este plin de stânci alunecoase. E tainic. Și înțeleg că a fost alunecos? Da, e destul de umed pe jos. Mai sunt rădăcini, frunze, pietre ude. Erau corzi, adică puteai să te ții. Eu, cât timp aveai grijă unde pui piciorul și să fii atent. Da. Că mi s-a părut în regulă acolo. Foarte greu. Era să... Înțeleg că este și alunecos? Da, foarte. La coborâre. La coborâre. Și la oricare e ok. Din cauza accidentului, a 14-a ediție a maratonului Piatra Craiului a fost întreruptă.